Salut, toată lumea, sunt Michael și bine v-am găsit la un nou episod bațional dintr-un nou jocul de spațiu canal. Jocul acesta se numește Don't Starve. Și să știți că acesta nu va fi o serie, dar acesta este varianta single player a jocului. Iar eu vreau să încerc fac Don't Starve Together. Am un prieten care deja știe să joace jocul ăsta la perfecție și m-am gândit să încep o serie cu acesta, însă acesta ar fi un episod de test să văd dacă v-ar plăcea să vedeți Don't Starve pe canal sau nu. Dacă, veți vrea să vedeți Don't Starve pe canal, să scrieți în comentarii dacă vreți da sau nu. Acum haideți să vedem ce vom putea face în episodul de astăzi. Vreau să vă zic că n-am mai jucat de undeva la un an acest joc. Deci încă sunt destul de noob. Dar cum vedeți, am un controller conectat. Știți? Alea, fiindcă mie e mai ușor să mă joc un controller acest joc, sincer să fiu. Deci și cu mouse și tastatura e ușor. Shapling-uri. Cum ne va face am roșu de lemne? Ah, gata. Ups, am putea că nu pot să mă misc. Timpul să facem roșu de primele noastre bucăți de lemn. Și odată, în timpul în care fac roșu de astea, pentru cei care nu știți, Don't Starve este un joc hardcore. Adică dacă ai murit, să aduci treșoi de la început. Știți bine, știți bine că mie îmi plac jocurile hardcore. Știți foarte bine. Și astăzi este 24. Când voi vedeți asta și când filmez și eu, bineînțeles. Și abia acum am realizat că mâine este Crăciunul. Și vreau să vă zic de pe acum că de Crăciun nu o să fie un episod cu gaming sau cu de-astea. Va fi ceva din special cât de cât să știți. Nu o să vă zic ce, fiindcă s-ar strica surpriza. Vă zic de pe acum că nu sunt gen chiar dum de tot. Mai știu ce am de făcut. Și știu că aur în jocul ăsta e important. Că poți să faci nu știu ce mașinărie. Că am mai jucat jocul. Adică, da, cum am zis, îmi plac jocurile hardcore. Și vedeți seama că îmi plac jocurile hardcore, le joc. Ce mai am nevoie de... Am nevoie de bece. Fii ce are becele? Uite bece. Hai să strângem toate becele astea. De-aia să mai strângem flori din astea chiar că să fac. Știu că era o pălărie anti-nebuneală, că în jocul ăsta nebunești. Mai trebuie câteva flori. Mamă, se apropie după amiază. Și după amiază vine noaptea. Dacă vine noaptea e grav. Ok, 10. Mai luăm niște lemn, fiindcă de ce nu? Așa, bun. Eu nu aici să stăm în... Nu, acolo și pe aia, acolo nu e bine să stăm. Deci, da, nu știu dacă voi vedeți cursorul da, sau nu, să-l dau la o parte de pe ecran. Câte flori mai trebuie să strâng? Cam până acum 11. 12 oare trebuiau? Dă-te mă de aici. Uite la pușcărie, da. Gata. Gata, ia uitați ce frumos sunt. Sunt gigolo. Uite, ciuperci. Astea știu că le pot mânca dacă le fac la foc de tabără. Atâta. E, haideți să ne mai plimbăm. Se face seară. Și nu-mi place deloc.
Haideți să... Eu pregătesc de pe acum focul. Încă de să mă obișnuiesc cu controlerul. Deci, cum mai bă făcea mai asta ce așa? A, gata, uite. Era să rămân prost, noroc cu tutorialul ăla de jos. Haideți să gătim astea. Gătim jumate din fiecare. Mâncam niște red berry-uri de astea cu ce mai e pe aici. Ne facem și un pickaxe. Să mergem după aia să căutăm. Și na, acum am să mă întorc de când se face zi, fiindcă noaptea aia e destul de periculoasă. Ok, bun, după o noapte destul de palpitantă în care m-am făcut pe mine. O salvează automat, perfect. Continuu. Așa, deci vedem harta. Uite pietre pe acolo. Hai să mergem după pietre. Uite pietre. Hai să luăm pietre. Și da, vreau să vă zic că când voi începe seria de Don't Starve, gen multiplayer, cu acest amic de-al meu, aș trebui ca, dacă e pe episod, să fac, nu știu, vreo 3 zile de Don't Starve, cred că ar fi ok. Sau nu știu, fiindcă, na, cum știți, pentru mine e diferit să încep altceva în afară de Minecraft. Cum știți, am început seria de Batman, am făcut un episod de o oră, s-a dus, n-a mai apărut. Mai joc că, las că fac mâine episod, fac mâine episod. Au trecut vreo 50 de mâine. Aia că nu știu dacă să mai continui seria aia de Batman sau nu. Bine, și acum în controller aia e treaba. Acum o să mă pot juca și unele jocuri care au controller suport, cum ar fi Don't Starve sau și Batman. Perfect, opa. Ok, acum nu știu pe unde să mergem. Însă, na, cam ăsta este joculețul, știți? E un hardcore survival multiplayer și single player. Este modabil, îl poți moda, fiindcă are chiar o secțiune de mod. Și, na, e că mie nu-mi place joculețul. Și dacă vă place și vouă, nu uitați să-mi scrieți în comentarii dacă vreți sau nu vreți să apară jocul. Așa că, cu astea fiindcă am spus, eu am fost eu, v-a spus voi, vă mulțumesc foarte mult de vizionare, cum v-am zis, și de Neaura. Nu uitați că dacă vreți scenele de Don Sarv, lăsați-le în comentarii. Eu am fost eu, vă aștept joi. Ciao.